Prezentă ieri în studioul Info HDTV pentru o discuție colegială, liberala Carmen Hărău a lămurit în fața camerelor de luat vederi cauza abandonării atitudinii de non-combat cu Vetuța Stănescu, în prezent lidera organizației hunedorene a partidului din care face parte, Partidul Național Liberal. Carmen Hărău amintește de o dispută publică generată de apariția unei scrisori anonime semnată un grup de liberali din Deva, prin care fostul comisar Traian Berbeceanu este atacat dur și vulgar pentru că a considerat revenirea în PNL a lui Mircea Muntean, condamnat și eliberat condiționat, nestatutar. Deci comisarul spune niște lucruri acolo. Dom'le, stai puțin, e vorba de statutul partidului și un lucru simplu și se citește cu subiect și predicat. Să-i răspundă Berbeceanu și să semneze un grup de liberali un material care îl acuză de dosare făcute nu știu cum. Și limbajul este, depășește... Deci de dosare de nu știu care. Și îl face și Godie la gata și semnează un grup de liberali. Iar la mine în familie, domnul Volodea, stimați telespectatori, a existat o persoană, un văr de-al bunicului meu, care fiindcă n-a vrut să-și doneze, să-și dea cu titlu gratuit, s-a făcut acolo la colectivă, da, averea, a fost ridicat noaptea, în plină noapte, de lângă copii, de lângă om de 40 ceva de ani, s-a mai întors după 14 ani cu un picior amputat. A mai trăit câțiva ani, suficient ca să-l văd și să-mi fie frică de el, nici nu avea un picior, nici nu era bărbierit, era tot timpul sumbru așa și mai pe urmă i-am aflat povestea. Ei, toată acțiunea asta de demolare a început împotriva acestui om cu un denunț semnat un grup de tovarăși. Păi măi, oameni buni, suntem Partid Național Liberal sau nu suntem? Cum e posibil un astfel de derapaj? Fostul demnitar liberal Carmen Hărău o identifică drept vinovată de starea deplorabilă în care a ajuns PNL Hunedoara pe președinta organizației, Vetuța Stănescu, despre care afirmă în mod direct și fără rezerve. Jalnic, tragic, n-are respect pentru oameni, n-are respect pentru adevăr, n-are respect pentru valori.